Județul are nevoie de forță de muncă calificată, o realitate pe care cu toții o cunoaștem, însă pentru care nimeni nu a întreprins niciun demers. Liberalii sparg gheața și vin cu un proiect care să sprijine învățământul dual. Intenționăm la nivel local să facem un proiect ca să putem să le asigurăm acestor elevi banii pentru deplasare, cei care vin din altă localitate la unitatea de învățământ. Chiar vrem să reușim cumva să facem și un fel de internat, deci unde poate să fie cazați care nu vor să facă naveta și să le asigurăm și o masă pe timpul zilei. Inclusiv Partidul Național Liberal la nivel central a organizat ieri la Palatul Parlamentului o dezbatere publică împreună cu reprezentanți specialiști ai CDU, Partidul de Guvernământ din Germania, unde a luat ființă acest învățământ dual, exact pentru a găsi mecanisme concrete de aplicare a acestui învățământ care reprezintă viitorul în ceea ce înseamnă pregătirea noilor meseriași pentru piața muncii. Mehedințul excelează la șomaj ridicat, iar majoritatea posturilor disponibile solicită cunoașterea unei meserii. Județul nu s-a dovedit însă receptiv la nevoia pieței forței de muncă. Tocmai de aceea scoatem pe bandă rulantă absolvenții de facultăți și mastere care nu reușesc să se angajeze și să-și îndrepte pașii spre alte țări. Învățământul profesional s-a degradat continuu și constant. Astfel, având în vedere că n-au mai existat o bună parte de timp școli de meserii în România, a rezultat o desincronizare evidentă a pieței muncii cu specialiști în domeniu, în ciuda nevoii crescute de forță de muncă. În prezent, putem spune tot la fel statistic, pe date oficiale, că aproximativ 65% dintre angajatori declară faptul că au probleme în a găsi meseriași pregătiți pentru domeniile pe care le scot la concurs. Singura unitate de învățământ din județ care beneficiază la momentul actual de învățământul dual este Colegiul Tehnic de Transporturi Auto. Începând cu anul școlar următor, și Colegiul Tehnic de Cebal va înființa un profil dual. Liberalii vor întreprinde pașii necesari pentru a veni și în sprijinul societății comerciale ce încheie parteneriatul cu unitățile de învățământ. Prin intervenția parlamentară a deputatului liberal Virgil Popescu, PNL își dorește reglementarea legislației pentru ca elevii să și lucreze după încheierea studiilor la societățile pe care i-au școlarizat.